Acum există acest spital, care este primul din România, în care copiii vor putea fi tratați multidisciplinar. Copiii bolnavi de cancer au nevoie de diverse tratamente, au nevoie de chimioterapie, au nevoie poate de radioterapie sau de o intervenție chirurgicală. Acum toate acestea se află la un loc pentru prima dată și șansele pe care, la care până acum doar visam, și în special părinții când află un astfel de diagnostic pentru copilul lor și-ar dori să plece cu toții în străinătate și înțelegem de ce, șansele la care până acum visam, ele pot deveni o certitudine. Mă bucur să ne reîntâlnim, sunt Ioana Buldea Constantinescu, astăzi alături de invitatele mele, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Dăruiește viața, binomul, noi facem un spital, le cunoașteți cu siguranță pentru că în urmă cu 5 ani ele sunt cele care au pornit aventura, aș spune, prin care să revoluționeze sistemul medical și... deloc în ultimul rând, sistemul nostru social, empatia, felul în care înțelegem să fim împreună pentru o cauză bună. Pentru mine personal este onorant faptul că alături de ele deschid noul sezon cu voce tare, un sezon de conversații importante și relevante, cred eu, în spațiul public. Vă invit să rămâneți alături de noi la Cu voce tare, un podcast al editurii Litera.